să mai vrei? Foarte bun, Nicuț. Mulțumesc, bravo. Bravo, la Emondo. Nu pentru băiașii care nu gătește prea des, gătește foarte bine. Chiar foarte bine. Eu m-am convins din casa veche. Da, tu știai, pe mine m-a surprins Menco. Să nu ești prespert, nu? Ba da. Faci asemenea gest? Câtă mâncare au făcut Raimond în o lună, două, cât ați făcut voi, v-ați gătit? Dar nu prea găteam, că numai legumele ăla îi plăteau, mexicane. Ei, tot auzeam ciorbi. Da, mai putut. Da, sau mesele de legume. Ce ciorbi făcea tu, iubirea? Ce ciorbi făcea tu? Urmă pui la rotisor, după aia... Era specialitate. Nu mâncai în fiecare zi de la. Faci săptămâna asta, nu? Am făcut într-o noapte cu Laurențiu, am mâncat în doi un pui. Faci săptămâna asta? Mm-hmm. Auzea mereu. Andrei la Valera. Găteați, cum nu? Păi am zis la Alin să, dacă mergem la cumpărături, să iau un pui de la mare, la 25, să nu iau unul la 14, că mâncăm oasele. Dacă nu are, mai e un kil de carne. Dacă nu are și ce iau, iau cremă. Iau tot un, mai iau un kil de carne, iau de 60 de lei cum ar veni. Deci întâi mă duc direct la pui. Și mai iau și după 10 lei și cremă. Mhm. Vreau și două vinete. Mhm. Vârf nu sunt scumpe vinete. Nu sunt eu! Cât poate să fiu vârf? Asta e vreo 7-8 lei kilogram. 5 lei, 2 vinete, cam așa. Bine, nu trebuie să mă fac pe acolo. Mersi. Păcere. Mm-hmm. Deci cu ăștia e prosteală pe față cu casa aveți ăștia. Și nu sunt, să zici, mamă, ce castraveți, ce extraordinar. Ăla, ori mi-era foame, ori. Și mie mi-era destul de foame. Nu se vede. Eu am mai mâncat și ciorbă. Aha. De la doamna Maria. Mă ardea stomacul, nu mai puteam. Da. Am arsuri într-una. De la coniacul la liceu. Mm-hmm. Bine că nu am mai băgat și Red Bull de la pe mine, că nu știu ce făceam. Doamne, pe de la nici nu mai pot să dori. Păi vezi nici amestecul ăla să nu-l pune, ori o ții un picior. Pe ce am ținut cu apă și până cu suc, un pic. Păi nu, cum ai zis tu, și mai pune și Red Bull, era la. Fai, că de la nu mai puteai să dormi, ți era rău și nu puteai să dormi. Și stăteai și stăteai să te ia somn. Așa, am căzut. La datorie. Și rufele le-am în mașina de spălat de ieri, de la ora asta. Le-ai spălat? Da, și sunt în mașină. Da. Susul, acolo. Nu știu că... Acum mi-am amintit. Pe Ioana. Farfeța e mică și boluș. Poți să-i dai o leacă pe clătirii? 10 minute. Este o... Un buton pentru clătire, știi că miroase stând acolo două zile. Avem o fel de pui. Asta las cu strânghiurile. Te spui la muiaț. Asta e una, jos acolo, nu? Nu așa.
spală mama. Asta las-o cu, trebuie să o pui la muiat, Constantina. Thank you.